Marius Milea vă prezintă jurnalul AgroTV. Bine v-am găsit la știri. Informații detaliate despre politica de coeziune implementată până în anul 2027 au fost prezentate pe larg la Iași de înalți demnitari europeni alături de reprezentanți ai guvernului și ai administrației publice locale din Moldova. Acest instrument este cea mai importantă politică europeană de investiții, care local mobilizează resurse financiare și materiale extrem de importante. Este un vector pentru crearea de locuri de muncă, de creștere economică și dezvoltare în toate regiunile și orașele din Uniunea Europeană. Lansăm programele operaționale ale politicii de coeziune 2021-2027, care aduce României 46 de miliarde de euro pentru investiții în spitale mai sigure, rețele de transport, modernizarea infrastructurii de apă și canalizare și, desigur, sprijin pentru mediul de afaceri. Ați văzut la începutul evenimentului ce înseamnă în cifre politica de coeziune, care a adus României competitivitate economică, evoluția PIB-ului fiind puternic crescătoare, 58,1%, iar productivitatea muncii înregistrând o creștere semnificativă de peste 64%. Este limpede că sprijinul oferit de fondurile europene a contribuit substanțial la aceste cifre, și ne așteptăm ca proiectele pe care le avem contractate până la finele anului 2021 să inducă o creștere economică cu 23% mai mare pentru finalul acestui an. Am conturat 16 programe, 8 naționale și 8 regionale, în baza analizei decalajelor și a rezultatului procesului de cartografiere a infrastructurii, serviciilor și nevoilor. Cohesion programs represent a joint investment. European Commission and Romania committing in this case 45 billion euros in future of Romania. In other words, it is quite a substantive amount. 2,400 euros for every person in Romania. However, this is much more than just a sum of money. And I don't really enjoy talking about money. I prefer to discuss the content, what we are going to do, how our common life is going to change with this money. Am prezentat de multe ori aici, în jurnalul AgroTV, impresii negative ale fermierilor noștri, impresii legate de noul PNDR. Există cu argumente multe nemulțumiri la adresa acestui plan de investiții. Constantin Soare, un investitor important în agricultură din Dobrogea, consideră că timpul rămas până la finalizarea proiectelor de dezvoltare și de reziliență este prea scurt. Practic, fermierii nu au posibilitatea de a implementa și mai ales de a duce la bun sfârșit inițiativele propuse în acest plan. Există pericolul în aceste condiții ca să se piardă finanțarea din unele sectoare ale PNDR-ului. Am ajuns în situația în care proiectele, programul prin care derulăm aceste proiecte, PNDR-ul are scadența lui în 31 decembrie 2023. Altfel spus, eu trebuie, nu numai eu, toți care suntem în situația similară, până la 30 septembrie cel târziu, să finalizăm execuția acestor proiecte. Lucru care, în mod garantat, nu se poate realiza, pentru că, clar, nu se poate realiza, mai sunt câteva luni până la finalul lunii septembrie, motiv pentru care am făcut demersuri pe acest subiect la autoritățile competente pentru a solicita prelungirea perioadei de implementare a acestor proiecte. Avem promisiuni verbale
sublinieri verbale și sper ca ele să se respecte, pentru că altfel intrăm toate aceste proiecte și nu numai ale mele, sunt cel puțin poate 200 care sunt, vorbind de cele care se derulează prin măsura 4.3, care nu se vor putea finaliza până la finalul lunii septembrie. Dacă nu se finalizează, practic atunci contractele devin neeligibile și va trebui să nu dăm toți banii înapoi pe care i-am utilizat până la acel moment. Lucru care va însemna, nici nu vreau să mă gândesc, situații juridice cumplite. Și trag speranțe că se va crea posibilitatea prelungirii perioadei de implementare. Și în acest sens, atât cât am informații, știu că nu depinde strict de Uniunea Europeană, depinde de poziția statului român, vezi prin Ministerul Agriculturii, presupun că prin autoritatea de management. Pentru că înțeleg că la nivel de atunci când s-au stabilit regulile care stau la baza derulării PNDR-ului, la nivel de România cu Comisia Europeană, sunt stabilite convenții și una dintre ele este că deci România poate, funcție de situația care o are, să ceară prelungirea perioadei de implementare, fără să obțină, fără să fie necesară obținerea acordului celor de la Uniunea Europeană, numai că procedural asta trebuie făcut și sunt stabilite niște penalizări, că asta e reguli stabilite, și pentru beneficiarul care depășește perioada de implementare și pentru, în cazul de față, România, care solicită mărirea perioadei de implementare. În partea de sud a țării, mai exact în județul Călăraș și localitatea Dichiseni, există investiții serioase în multe domenii din industria agricolă. Puiu Ilisei este unul dintre oamenii de afaceri care a pariat pe mai mulți vectori din această industrie. Condițiile economice, dar mai ales scumpirile la utilități și la inputuri, l-au determinat ca să-și diminueze marjele de profit. În caz contrar, ar fi rămas cu stocuri de marfă perisabilă, având în vedere puterea scăzută de cumpărare a românilor. Prețurile astea mari la energie electrică, la gaze, la motorină, cât de mult v-au pus afacerea în pericol? Pentru că se resimt în costurile de producție și implicit în puterea de cumpărare a noastră, a consumatorilor. Costurile suplimentare, aș putea să spun, la gaz, energie, combustibil, au crescut atât de mult încât produsele pe care noi le avem nu au putut să țină pasul și aici pot să spun că, ca și motiv, sunt importurile. Se importă mărfuri de o calitate inferioară, la un preț mic, ori noi nu putem să ținem pasul cu aceste prețuri. Și atunci suntem nevoiți câteodată fie să reducem producția, fie să încercăm să ridicăm prețul, ceea ce nu putem, că ridicându-l înseamnă să nu vinzi. Dar ne adaptăm, facem și noi ce putem ca să evităm cheltuielile foarte mari cu energia. Eu pot să spun că am făcut o investiție la halele de pui, am izolat halele mai bine, ca costurile cu încălzirea să fie mai mici decât în anii trecuți. Ca și cheltuielile, acum aș putea să spun că au crescut față de înainte de pandemie, cam de 5-6 ori au crescut prețurile la curent. De 5-6 ori sigur au crescut. Mă uit la factură și văd cât îmi vine acum și cât îmi venea înainte. Puterea de cumpărare, în schimb, a scăzut. A scăzut puterea de cumpărare, asta este clar. Na, ce să facem? Noi trebuie să ținem pasul. Noi nu putem să închidem. Noi suntem într-un circuit, cel puțin cu ferma de păsări, suntem legați de incubație, de abator. Să închidem ar fi o catastrofă, că să repui pe picioare un business integrat este foarte, foarte greu și de durată. Dăunătorii la sol, Diabrotica sau Agriotes, se hrănesc cu rădăcinile plantelor și pot diminua cu peste 50% producția. Microset Geo, cu aplicare la sol, asigură o protecție de durată prin efectul de vapori, oferind și nutriția la start. Contactează acum un reprezentant, Chemarcrom. Numele meu este Coșma Bogdan, lucrăm în circa 900 de hectare.
în momentul de față. În ultimii ani am avut probleme foarte mari cu diabrotica. În 2019, 280 de hectare au fost afectate. Larva de diabrotica a tăiat rădăcinile porumbului. În urma acestui atac am avut o pagubă de peste 40% din producție. Reprezentantul Chemark ne-a recomandat Microsid Geo în cantitate de 15 kg pe hectar. Estimăm o producție de 10-11 tone la hectar în acest an. Ceapa este o legumă nelipsită atât de pe mesele românilor, cât și din grădinile gospodarilor. Ca orice altă legumă, însă și cea de ceapă trebuie protejată de boli și dăunători prin aplicarea anumitor tratamente în perioadele optime. Toate informațiile care vă pot fi de folos în tehnologia de îngrijire a plantațiilor de ceapă le găsiți în site-ul nostru agro-tv.ro într-un material video extras din emisiunea Ce vor plantele, realizată de doctor inginer Horia Ghibu. Dacă doriți să adresați întrebări, o puteți face ca de obicei la numărul de telefon afișat în timpul emisiunii Ce vor plantele în direct la Agro TV. Tot pe platforma Media Agro TV aveți și alte subiecte de interes legate de fenomenul agricol românesc. Suntem producători de sere și solarii. Oferim soluții horticulturale în România. Putem spune, fără falsă modestie, că suntem cei mai mari producători de sere și solarii din România. Avem 13 ani de când ne jucăm pe acest domeniu. Oferim, practic, soluții ca să poți să crești, să produci legume, să produci flori, să produci. Facem și structuri, cum ar fi pentru depozitare. Te costă mai puțin o structură ușoară demontabilă, acoperită cu folie rezistentă sau cu prelată, ca să-ți adăpostești tractorul, combina, fânul sau ce mai ai de protejat. Am intrat și pe partea de carporturi. Am început să vindem carporturi, am început să vindem sere hobby și solarii hobby. Câte feluri de solari sau de sere sau de alte astfel de structuri le proiectați voi aici în departament? Avem câteva familii de structuri tip. Cea mai mare categorie e cea de structuri modulare, adică mai multe module alicite, da, monovolum. Da, adică începe la un mic modul până la tunele, multe module. Tunele, un tunel singular care poate fi de diferite lățimi, forme. E mai ușor să proiectezi, de exemplu, o seră decât un solar? Amândouă pot avea provocări, depinde de dotări și echipări. Avem 3 oameni de vânzări. Fiecare dintre ei încearcă să identifice nevoile clientului și încearcă să-l ghideze prin hățișul nenumăratelor opțiuni pe care noi le putem oferi. O să facem o simulare. Vin la tine ca și client și spun că am nevoie, de exemplu, de un solar pentru curtea mea, unde am vreo 50 de metri pătrați. E bine că ați început cu suprafața. Asta e una dintre factorii cei mai importanți. Luând suprafața, ce trebuie să aflăm în continuare îi efectiv amplasarea. Cum avem? O lățime și o lungime. E foarte important pentru că din lățime și lungime putem să determinăm și tipul solarului. Avem solarii tip hobby care merg până undeva la o suprafață de vreo 40 și vreo 5 de metri pătrați. Avem solarii de tip tunel, care se fac, bineînțeles, pe suprafețe mai mari și vorbim de solarii profesionale și serii multitunel care merg până la suprafețe de hectare. Vom da o tură prin hala de producție, veți vedea cum tăiem oțelul, după care cum acel oțel este supus la mai multe operațiuni prin care ajunge semifabricat, adică una din miile de articole care intră în componența unei sere. Odată ce intră materia primă în hala noastră de depozitare și de producție, ea o să fie procesată, adică etapele tehnologice în flux, debitare, ștanțare, aplatizare, etapele secundare de roluire sau găuri suplimentare care necesită în funcție de complexitatea și multitudinea modulelor, dimensiunilor și tipului de structură. Avem o gamă destul de variată de produse pe care le oferim în momentul de față, pe lângă echipamentele și sistemele pe care nu le producem, dar le comercializăm, cum ar fi lumini de creștere, cum ar fi sisteme de irigații, sisteme de încălzire pe gaz sau pe lemn. Asta venit în timp, v-ați dat seama că oamenii cer și atunci mai bine le oferiți voi, cum să spuneți? Să le oferim soluție completă, da.
Tinerii fermieri vor avea la dispoziție două linii de finanțare din Planul Național Strategic 2023-2027, însumând peste 400 de milioane de euro. Potrivit informațiilor de la AFIR, intervenția pentru instalarea tinerilor fermieri urmează să fie lansată în cursul acestei veri, iar întregul buget va fi pus la bătaie din prima, adică aproximativ 250 de milioane de euro. Directorul general al AFIR, George Chiriță, a oferit mai multe informații legate de aceste linii de finanțare într-un interviu recent acordat publicației Startup Cafe. Valoarea maximă a sării de 50.000 de euro la 70.000 de euro. Vârsta trebuie să fie de maximum 40 de ani, cu cel mult 24 de luni de când și-au înființat forma de organizare. Ghidul a rămas în principiu cam același. Noi l-am transmis, iar eventualele modificări pe care le va suferi în comitetul de monitorizare o să le transmitem la momentul respectiv. A declarat George Chiriță din AFIR. Ca noutate, pentru intervențiile DR12, investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați, există un buget de aproape 170 de milioane de euro. Valoarea maximă a sprijinului public este de 200 de mii de euro. De aceste măsuri pot beneficia tinerii fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri cu cel mult 5 ani înaintea de punerii cererii de sprijin. Este o continuare a măsurii pentru tinerii fermieri din programul trecut, a precizat șeful AFIR. Clubul Fermierilor Români a organizat recent la Bruxelles o serie de evenimente care au inclus, printre altele, și conferința denumită Tineri Lideri în Parlamentul European, care a reunit reprezentanțe instituțiilor europene, diplomați români, fermieri și absolvenți ai programului Tineri Lideri pentru Agricultură, program inițiat de Clubul Fermierilor Români. De asemenea, această importantă asociație a avut un stand de prezentare la Forumul pentru Viitorul Agriculturii, unde a promovat programul Tineri Lideri pentru Agricultură și ideea creării unui centru de excelență pentru formarea și promovarea celor care vor asigura viitorul industriei agricole. Am trecut într-o nouă etapă a programului Tineri Lideri pentru Agricultură, etapa în care din puterea pe care ne-o dă, legitimitatea pe care ne-o dă realizarea în cei 4 ani a unei comunități de tineri, a implicării lor, venim și spunem, România poate să ofere un model, România poate să ofere un cadru pe care Europa poate să-și construiască o rețea, o comunitate de tineri care să-și asume rolul de lideri în agricultură și nu doar în fermă, dar și în zona de comunitate rurală, dar și în zona reprezentării, dar și în zona modelelor de afaceri și a tehnologiei. Cred eu că putem asigura o coerență în dezvoltarea fermelor ulterioare, putem asigura o reprezentare corectă de oameni care să înțeleagă ce înseamnă agribusiness, ce înseamnă dificultățile prin care trec fermele și să-i punem în Parlamentul European să poată să dialogueze de la egal la egal cu fermierii care își spun păsul și să creăm o comunitate europeană strâns legată, astfel încât toată lumea să înțeleagă pe toată lumea și să nu mai fie astfel de diferențe așa cum le vedem acum, încât prin care, dau un exemplu, noi din România mereu avem impresia că suntem dați la o parte din punct de vedere al subvențiilor, că ni se aplică niște reguli care n-ar trebui să ni se aplice. Și cred că dacă ne așezăm cu toții la masă, ne putem înțelege unul pe celălalt. Ei sunt modele. Sunt modele de viață, modele de business și pot să împărtăși, am văzut atâta maturitate când și-au explicat proiectele lor, încât sunt convinsă că poate să convingă pe alți tineri, pentru că până la urmă acesta este subiectul. Exemplu practic este mai convingător decât să dai o carte de management și să spună cum să deschid o firmă sau cum să fac o fermă. Asta este prima mea obligație pe care mi-o asum, pentru că, în primul rând,
îmi place mie proiectul, dar este util pentru România. Vedem că avem o medie în România la agricultori de 57 de ani, o medie, spun eu, destul de scăzută sau de înaintată, astfel încât să poată să vină noua generație să facă agricultură, mai ales că agricultura de astăzi nu mai este la fel cum a fost agricultura din trecut. Se făcea vorbire astăzi că era nevoie de foarte multă forță umană în zona de agricultură în trecut, iată că astăzi, dacă grație acestei digitalizări într-o formă sau alta, munca în agricultură este mult mai ușoară și în același timp tinde să devine mult mai atractivă pentru tineri. Agraria este considerat evenimentul emblematic al Transilvaniei. Este primul târg pe care compania Delegay Intermarketing l-a realizat în România și care din anul 1995 și până în prezent și-a clădit ediție după ediție un nume puternic, devenind, așa cum am spus la început, evenimentul agricol emblematic al Transilvaniei. Agraria reprezintă un important loc de întâlnire pentru fermieri, specialiști, manageri și autorități din domeniul agricol. De precizat că acest târg organizat la Jucu, județul Cluj, se va desfășura între 21 și 24 aprilie. Cu mândrie putem să spunem în acest moment că suntem sold out, nu mai avem aproape niciun metru pătrat liber la Agraria, sperăm că și sudul țării va fi la înălțime. Și eu nu mă refer aici la faptul că vrem să avem cât mai mulți expozanți, vrem să aducem cât mai multe informații, inovații pentru cei care ne vizitează. Deci Agraria 21-24 aprilie, pregătim surprize pe partea zootehnică, poate chiar o licitație. Avem foarte multe acțiuni pentru sectorul de ovine din România și deja ora de zootehnie despre care povesteam, care datorită pandemiei, a început în pandemie și s-a produs foarte mult în online, se produce împreună cu cei de la Asociația Aberdeen Angus România și cu păstorul Crișana, cu care am pornit din Arad, am pornit acest proiect. Se va produce și live, fizic, la Agraria. Foarte multe evenimente vor avea loc, proiecte europene care își prezintă rezultatele în parteneria cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, degustări de produse lactate, degustări de, și aici n-aș vrea să nu menționez țarina, un produs care a fost testat de DLG, colegii din Germania anul trecut și care a obținut medalie de aur la brânza de oaie. Multe surprize, vom avea foarte multe surprize, tombole cu premii, dar foarte mult, foarte mult ne vom axa pe partea de educație, în parteneriat, cum spuneam, cu universitățile de profil, pentru că nu ne dorim fără dânsi, dar fără dânsi oricum nu se poate. E foarte important că sunt parteneri cu fermierii, deci cercetare, nu? Cercetare, educație, împreună, fermieri. Toți sunt, cum să spun, o comunitate care din ce în ce mai mult își strânge rândurile. Agraria se apropie, așteptări mari de la acest eveniment? Păi așteptările sunt mari în sensul noutăților legate de tehnologie, digitalizare, care la ora actuală o să domine piața agricolă. Agraria 2023 o așteptăm cu mare nerăbdare și eu cred că toți fermierii din zona Ardealului așteaptă și din țară. Este un eveniment care merge an de an din ce în ce mai bine și bineînțeles că la fiecare eveniment și în fiecare an vin noi tehnologii și noi lucruri. Urmează câteva minute de promovare a unor importanti jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul și cu alte subiecte de interes. Fermieri. Pesticidele contrafăcute reprezintă o amenințare continuă la adresa sănătății mediului și a oamenilor. Ca fermier, riscați să fiți penalizat și să vi se refuze accesul la vânzare în piață sau în supermarket dacă sunt depistate reziduuri de pesticide ilegale în produsele dumneavoastră. Dacă sunteți nesiguri în legătură cu legalitatea pesticidelor achiziționate, contactați autoritățile, furnizorul, fitofarmacia sau reprezentantul local al producătorului.